Da. Cum mergem? Bună ziua, Emilia Parada, vă spun și dumneavoastră. Alo. Alo. Ce măsuri au trebuit să ia autoritățile și nu le-au luat? Pe cine căutați? Astfel încât să nu ajungă în această situație. Păi, eu v-am sunat sau dumneavoastră? Eu v-am sunat, dar am întrebat cine e la telefon. E, așa sun și eu la Ghici, spun cine e la telefon. Pentru că este necesară... Cu ce vă pot ajuta? Lucrați la Ziarul Valajiului? Nu, v-am întrebat cu ce vă pot ajuta sau pe cine căutați. Dorian Câmpanu, Câmpianu. Domne, când știi ceva concret, contactează-mă. O seară bună. Alo, Andrei Câmpianu. Da? Să-ți deranjă. Dumneavoastră lucrați la Ziarul Valea Jiului? Nu. Nu lucrați? Nu, nu. Informați-vă puțin mai bine și contactați-mă după aia. Toate cele bune. Da? Bună seara. Bună seara. Scuzați deranjă, domnul Câmpianu Andrei? Da. Am și o problemă. Vă ascult problema, dar m-a sunat de vreo două ori și n-a știut să vă exprimați. V-am sunat, dar încerc scuz de ranză, mă numesc Maxim Petrică, că de-aia v-am întrebat să... Bun, și nu puteați de la bun început, păi una la mână, eu nu lucrez la Ziarul Văijiu. M-ați sunat prima oară și m-ați întrebat cine sunt eu, adică n-ați să mă sunați până și m-a întrebat cine sunt. M-ați sunat, dar greșit. Poate ați consumat 3 beri la ora actuală. Nu. Nu, vedeți, o bere, o bere am servit azi. Nu, bere, nu, două, am zis că am servit o bere. Nu, am zis în fotografia aia, ești dumneata cu prietena dumneatale și cu două beri în față. Da, era...